Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne aflăm la un grav accident de circulație. Soldat cu morți, cred. Abia am ajuns. Impactul a fost fantastic de mare. Se poate observa. Între cele două mașini. O groază de resturi de la cele două mașini pe jos, împrăștiate. Este un dezastru. Voi încerca pe parcursul live-ului să vă ofer cât mai multe detalii. Este vorba despre această mașină albă și acest Audi, aflat și el o parte pe trotuar, cam așa arată. Este clar că s-a circulat la o viteză foarte, foarte, foarte mare. Nu e greu să-ți dai seama după cum arată mașinile. Cei de la descarcerare sunt și ei prezenți împreună cu smurdul. E un dezastru ce s-a întâmplat. Nu știm deocamdată numărul victimilor. Coadă pe acest segment de drum, mașinile sunt oprite, nu se mai poate circula pentru că cei de la descarcerare încă intervin. Este groaznic ce se întâmplă aici. Imaginea parcă este desprinsă dintr-un film de groază. Da, ne aflăm pe segmentul de drum dinspre podul Sfântul Vasile, adică dinspre Dancu, pe splai spre Metalurgie, spre intersecția din Metalurgie. Nu știm exact dinamica accidentului, cum s-a produs el. Abia am ajuns la fața locului. Vom reveni cu detalii pe parcursul live-ului. Da, se pare că victima este conștientă, deci nu este vorba încă de un deces și să dea Dumnezeu să fie așa. Cei de la descarcerare se chinuie să-l scoată din mașină. Din câte am înțeles, are semne vitale, deci nu este decedat. Unul dintre pasageri sau șoferii primește îngrijiri medicale în acest moment.
urmând ca cei de la descarcerare să scoată și victima, care se pare, din câte pot eu să observ, se afla pe locul din dreapta față. Mașina arată îngrozitor, este destul de boțită ca să pot să-mi dau seama dacă se afla pe locul șoferului sau datorită impactului a fost aruncat pe scaunul din dreapta. Da, este vorba de un Volkswagen și un Audi. Chiar nu-mi dădeam seama ce marcă este, dar am văzut resturi pe carosabil de la sigla acestei mașini albe. Și nu poate fi alta decât de la această mașină, pentru că cealaltă este un Audi care arată așa. Da, încă o dată pentru cei care ați intrat mai târziu pe acest live, este vorba de un accident foarte grav, un accident rutier care s-a petrecut cu puțin timp în urmă pe segmentul de drum dinspre Dancu, pe Splai, strada care duce spre intersecția din Metalurgie, adică bulevardul Chimiei. Da? Undeva aproape de podul Sfânt Vasile s-a întâmplat acest accident. Nu cunosc deocamdată dinamica accidentului, să vă explic cine este de vină, cum s-a întâmplat și de ce s-a ajuns aici. Resturi din ambele mașini sunt efectiv împrăștiate pe carosabil, atât pe trotuar cât și pe partea carosabilă, partea de mers. Ideea este că ambele mașini sunt pe aceeași bandă. Încerc să-mi dau seama cum s-a întâmplat, dar la un asemenea impact e un pic cam greu să ții un fir logic, pentru că la un asemenea impact mașinile se rotesc, nu își mai păstrează deloc direcția. El este probabil unul dintre șoferi. Da, este unul dintre șoferi. Bună seara, știți ce să nu erați aici, nu? Nu? Da, a fost scoasă și ultima victimă din Volkswagen. Este transportată în ambulanță, urmând probabil să fie dusă de urgență, pentru că, din câte am înțeles, avea puls. Deci nu este decedat nimeni. Pompierii observ că cei de la descarcerare au intervenit foarte, foarte repede. Să
Am notat la bucata de aici. Da, dumneavoastră este unul dintre șoferi. Haideți să vedem. Da, este șoferul Volkswagen-ului. Probabil că cel din ambulanță de care vă povesteam mai înainte este șoferul acelui Audi de acolo. Se pare că este vorba de 3 victime care au fost eliberate deja din mașinile contorsionate. Arată foarte rău și acel Volkswagen, dar acest Audi nu am cuvinte să-l descriu și practic nici nu este nevoie. Se vede cu ochiul liber cam ce a mai rămas din el și în ce formă se află acum, în ce stare. Este groaznic. Această porțiune de drum de care vă povesteam este blocată deocamdată pentru că autoritățile încă se află la fața locului, nu se poate circula pe acest tronson de drum. Acesta fiind de la podul Sfântul Vasile cu sensul de mers dinspre Dancu, spre cartier Metalurgie, adică pe bulevardul Chimiei. Da, din câte am înțeles, șoferul mașinii Audi a pierdut controlul volanului, intrând în acest Volkswagen. Rămâne acum ca cei de la criminalistică să efectueze măsurătorile ce se impun pentru stabilirea cu exactitate a modul în care s-a produs acest oribil accident. Mai mult ca sigur, spațiul trebuie degajat de către cei de la poliție. Sunt foarte mulți privitori aici. Haideți să vă mai arăt, pentru cei care ați intrat un pic mai târziu, cam cum arată cele două mașini, din mai multe unghiuri. Asta înseamnă, dragi privitori, viteza și o secundă de neatenție, poate. Cam asta se întâmplă și asta rezultă din urma neatenției, vitezei
dar rămâne ca organele de organele sosite la fața locului să stabilească exact împrejurările în care s-a întâmplat acest accident. Și când spun asta, mă refer și la viteză. Eu înclin să cred că a fost ceva viteză, având în vedere că acel Audi arată așa. Într-adevăr, această stradă este bună, nu este foarte aglomerată, e chiar, se circulă lejer pe ea, circulă destul de des și probabil că pe unii șoferi acest lucru îi face să calce pedala de accelerație mai mult decât e necesar, dar nu ne pronunțăm până nu aflăm cu exactitate din ce cauză s-a produs acest accident. Poliția de la criminalistică în aceste momente fac măsurătorile ce se impun. N-am găsit niciun martor care să fi fost prezent la momentul impactului pentru a ne povesti un pic cum s-a întâmplat. Știm doar că este vorba de 3 victime. Nu. Și poliția caută martori. Se pare că nu există. Am întrebat și eu vreo 2 privitori dacă au fost la momentul producerii accidentului de față și mi-au spus că nu. Doream să aflu cum s-a întâmplat. Da, facem și un upgrade. Este vorba de fapt despre 4 victime, nu 3, ci 4. Ultimul pe care l-ați văzut este șoferul acestui Volkswagen, care practic a ieșit singur din mașină, fiind cel mai puțin lovit, ca să zic așa, deci nu a suferit traume chiar atât de mari pe lângă ceilalți.
O să fac precizarea din nou pentru cei care ați intrat mai târziu pe live. Poate pentru cei care sunteți de la început sună un pic agasant faptul că mă tot repet sau repet aceste informații, dar trebuie să știe și cei care au intrat mai târziu. Ne aflăm pe Bulevardul Chimiei, după podul Sfântul Vasile, cu sensul de mers spre metalurgie, spre intersecția din metalurgie, unde a avut loc un grav accident de circulație între cele două mașini, Volkswagenul alb și acest Audi, rezultând 4 victime, dintre care 3 dintre ele în stare destul de gravă, mai puțin șoferul Volkswagenului, care a coborât singur din mașină. Așteptăm și părerea oficialităților pentru a vedea exact dinamica în care s-a produs acest accident. Din câte am înțeles, eu personal, nu e ceva oficial, șoferul autoturismului Audi a pierdut controlul volanului, intrând practic în acel Volkswagen, dar nu este nimic oficial. Pe această porțiune de drum de care tocmai v-am spus, nu se mai poate circula deocamdată. Se fac măsurătorile ce se impun pentru stabilirea vinovatului și a împrejurărilor în care s-a produs acest accident. În acest moment se acordă îngrijiri medicale în această ambulanță celor doi pasageri, printre care se numără și șoferul din Volkswagen. Nu este decedat nimeni. 3 dintre victime au suferit răni destul de grave și a patra, șoferul din acest Volkswagen, din câte am înțeles, a coborât singur din mașină. Accidentul s-a întâmplat pe Bulevardul Chimiei, între podul Sfântul Vasile și intersecția din metalurgie, între un Audi A3, cred, și un Volkswagen Caddy, cel pe care îl aveți în imagini acum. Intervenția celor de la descarcerări a fost una foarte promptă. Cam așa arată
acest Audi arată cel mai rău. Motorul aproape că mai avea puțin și părăsea mașina, la înainte, se poate vedea. Bună seara! Aveți idee cum s-a întâmplat? Nu. Nu știți? Am venit după, chiar nu știu. Sunteți rude cu... Nu. Nu? Da, nu reușesc să găsesc pe cineva care să fi fost la momentul impactului aici prezent. Da, se pare că este vorba și de o persoană decedată până la urmă. Resuscitarea nu a reușit. Da. Cu părere de rău, este vorba și despre o persoană decedată. Unul dintre pasagerii a uneia dintre aceste două mașini. Da, se pare că persoana decedată era din această mașină, din Volkswagen, și se afla exact pe locul din dreapta a acestei mașini. Dumnezeu să-l ierte, ne pare rău. E într-adevăr o tragedie. Deci, din 4 victime, una a decedat. Oameni buni! Fac un apel la voi prin intermediul acestui live. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că asfaltul pare uscat. Se simte chiar în acest moment și sub picioarele mele că este alunecos. Deși el pare uscat,
frânarea nu este la fel de eficientă. Sper să nu vă supărați că vă dau acest sfat. Încercați să nu vă grăbiți, pentru că grăbindu-vă nu ajungeți nicăieri mai repede, nicăieri unde vă doriți să ajungeți. Și mai mult decât atât, lucrul acesta trage de la sine și rănirea sau chiar decesul, ca în cazul de față, a altor persoane nevinovate, participante la trafic, din cauza nesăbuinței, a neatenției, a vitezei și așa mai departe. Aveți grijă cum mergeți pe străzile pe unde circulați. Da, pentru cei care se întreabă ce se întâmplă, asta în cazul în care ați intrat mai târziu, am să mă repet și am să vă spun așa. Ne aflăm pe bulevardul Chimiei, între podul Sfântul Vasile, adică podul care duce spre, care face legătura între Tomești și Dancu, ca să zic așa. Deci pe Splaibahlui, cu sensul de mers spre metalurgie, unde a avut acest groaznic, a avut loc acest groaznic accident, soldat cu 4 victime, dintre care un decedat.
Da. O scurtă recapitulare înainte de a încheia acest live. Ne aflăm între podul Sfântul Vasile și intersecția din metalurgie, loc în care s-a petrecut un grav accident de circulație, soldat cu 4 victime, dintre care una decedată. Sperăm ca celelalte 3 victime să fie ok, să fie bine. Din primele informații am înțeles că șoferul acestui Audi a pierdut controlul volanului intrând în Volkswagen-ul de culoare albă. Pasagerul din dreapta față, care este decedat, se afla în acest Volkswagen. Până data viitoare, vă rog, fiți atenți, aveți grijă cum circulați, păstrați distanța regulamentară, se alunecă destul de tare pe carosabilul, care pare uscat, și puteți să observați cum lucesc farurile în carosabil. El pare uscat, dar nu este așa, este un fel de poșghiță pe asfalt, lucru care face ca frânarea să nu fie la fel de eficientă. Aveți grijă cum circulați, toate cele bune, până data viitoare, o seară liniștită să aveți!